Au fost razi în Constanța în weekend. În noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii din cadrul secțiilor 2 și 4, împreună cu jandarmii din cadrul grupării mobile, au derulat activități în cadrul acțiunii Blocada. Razile au avut drept scop prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență, a consumului și traficului de droguri sau alte substanțe interzise. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate aproximativ 90 de persoane, au fost verificate 11 vehicule și 29 de locații publice, printre care baruri, săli de jocuri de noroc și parcări ale unor centre comerciale. Valoarea sancțiunilor contravenționale aplicate este de aproximativ 12.000 de lei.